Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Haideți să vedem de această dată cum este persoanei de interes fără voi. Și avem două variante. Varianta numărul 1, lumânărica portocalie, varianta numărul 2, lumânărica mov. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu între timp voi începe cu prima. Da? Să vedem. Cum este acestei persoane fără voi? Dacă este greu, dacă este ușor, dacă dansează, dacă suferă. Hai să vedem! Hai să vedem cum este aceste persoane fără voi. Bun. Păi, în primul rând, țin să vă spun: pun cărțile să se vadă, așa. Țin să vă spun că această persoană urmează să vă trimită un mesaj. Urmează să inițieze comunicarea. Voi sunteți în acest moment un pic mai reci. Aici pot exista persoane din zodi uh, de foc, dar uh, și zodia balanță, poate să fie și zodia rac, da? Deci uh, predomină destul de multe zodii. Însă ideea este aici că voi sunteți mai, uh, mai reci, vreți ca lucrurile să se facă într-un mod uh, diferit de această dată, uh, vreți ca, aceste persoane cum uh, vreți ca această persoană să vă simtă lipsa destul de mult. însă voi ați rămas destul de ancorate, ancorați în această situație în sensul că vă gândiți destul de mult dacă persoana vă iubește, dacă nu vă mai iubește, dacă se gândește la voi, dacă nu se mai gândește la voi, dacă se reîntoarce, dacă nu se reîntoarce și tot așa. Voi sunteți cei cele care vă faceți aceste gânduri. Pe când cealaltă persoană este o persoană care trăiește mai mai liber, în sensul că, ok, dacă este să ne împăcăm, ne împăcăm, dacă nu, nu e niciun fel de problemă, adică, cumva, această persoană a depășit mai ușor situația decât ați depășit-o voi. Pe lângă asta, în trecut, da, a fost uh, această, acea persoană care a știut să vă ofere acea cupă de iubire în momentul potrivit, cum se spune, în momentul potrivit și la locul potrivit. Pentru că în acel moment, da, voi ați avut nevoie de această cupă de iubire. Dar asta nu înseamnă că această cupă de iubire... Uh, pe care voi ați primit o în trecut, vă este benefică și în prezent sau în viitor. Voi acum în prezent primiți uh, o informație cerută poate de la univers în trecut. Poate că uh, a, când ați întâlnit această persoană sau ce știu, în alte momente V-ați gândit să universul să vă trimită un semn dacă această persoană este potrivită pentru voi? Poate n-ați primit semnul respectiv atunci, însă acum, într-adevăr, urmează să primiți acest semn. Din păcate, nu este un semn tocmai pozitiv. Adică nu este uh, acea persoană pe care voi ați cunoscut-o, pe care voi ați știut-o. Iar acest lucru pe viitor, pe voi, vă va afecta destul de mult. De ce? Pentru că în urma a ceea ce veți afla, veți fi destul de afectate. E ceva care vă va schimba complet gândirea pentru această persoană. Dacă în acest moment vine această persoană la voi și vă cere să vă împăcați, voi săriți imediat la gâtul persoanei și spuneți, da, vreau să mă împac. Însă după ce veți afla lucrurile respective, nu știu, că de pe rețelele de socializare, că din, alte par din altă parte, dar ideea este că uh, cumva uh, va fi pe rețelele de socializare, chiar dacă va atrage atenția o prietenă, un prieten, da? dar cumva ceva pe rețelele de socializare veți afla, veți vedea, ceva de acest gen, și veți rămâne destul de dezamăgit, dezamăgită. Pentru că, așa cum am spus, vă veți da seama că nu este persoana în care voi să aveți încredere. Iar aici, ca și rezultat, este faptul că voi veți încerca să vă apărați propriile voastre interese, indiferent care ar fi acelea. Uh, dar ca să ajungem din nou la uh, dacă este greu acestei persoane fără voi, păi da, îi este greu acestei persoane fără voi, dar îi este uh, greu atât timp cât are anumite interese. Nu îi este greu pentru că vai de mine, vă iubește foarte mult și uh, nu mai poate de dorul vostru și așa mai departe. Da, această persoană poate să facă un astfel de mesaj. Să zică, da, mi-e dor de tine, te vreau înapoi și așa mai departe, pentru că te iubesc, pentru că te doresc și nu mai știu eu cum. Dar realitatea aici este cu totul și cu totul alta. De ce? Pentru că această persoană are anumite interese de la voi. Când zic anumite interese de la voi, mă refer inclusiv poate că la parte financiară. Poate că nu e neapărat numai parte financiară, poate să fie vorba inclusiv de faptul că de fiecare dată sunteți acasă și l-așteptați cu mâncărica și cu rufele spălate. Da? E tot un interes al acestei persoane. Dar, în unele situații, e vorba de bani. De ce? Pentru că voi sunteți, din punct de vedere financiar, sunteți undeva mai sus decât această persoană, iar această persoană a venit în viața voastră cerșind. Iar, în momentul în care v-ați despărțit de această persoană, e clar că această persoană revine sau a revenit deja la viața pe care a avut-o înainte. E clar că. Să treci de la rău la bine este ușor, însă să treci de la bine la rău este mai greu. Și de asta spun că această persoană, da, se gândește să vă facă un mesaj, se gândește să vă contacteze, iar acest contact să știți că va fi destul de curând. Însă, ideea este, depinde ce veți face voi pe mai departe. Pentru că, indiferent că vă veți împăca acum sau nu, aici relația cu această persoană se va finaliza. De ce? Pentru că voi vă veți da seama că această persoană are doar propriile sale interese față de voi și doar prin, cu ajutorul vostru această persoană poate să ducă viața pe care poate și-o dorește sau viața pe care voi o puteți oferi. Din cauza asta, aici poate să fie în permanență o relație de dute vino. De ce? Pentru că această persoană, când nu-i convine ceva, la voi pleacă, dar în momentul în care vede că rămâne fără bănișori, vine înapoi la voi. Da? Și iar o luați de la capăt. Deci aici, din câte văd, această relație este un dute vino, dar va veni acel moment de a pune capăt acestei relații definitiv, indiferent cât de mult își mai dorește această persoană să se reîntoarcă sau nu. De ce? Pentru că Așa cum am spus, voi veți vedea ceva și cumva în momentul în care veți vedea pe rețelele de socializare ceva, pentru voi va fi ca un șoc, va fi ca o. e ceva ce voi am pe nepregătite și e ceva la care voi nu v-ați fi putut niciodată gândi că această persoană poate să facă acest lucru, iar bineînțeles că dezamăgirea va fi una mare. Uh, pentru că vă veți da seama că toate promisiunile făcute de această persoană au fost în zadar, au fost doar minciuni și rămân doar la nivel de promisiune și nimic mai mult. Dar, uh, bineînțeles că mai depinde și de fiecare dintre voi dacă Vreți totuși să continuați așa cu această persoană sau să puneți capăt definitiv? Aici, bineînțeles, că alegerea este la voi, nu la cărțile de tarot. Este o italare generală, nu personală, și asta nu înseamnă că vi se poate potrivi tuturor sau că toți veți face la fel. Bun. Dar să trecem mai departe și la varianta cu numărul 2 și anume lumânarica mov. Am atins din greșeală camera. Ok. Hai să vedem și pentru cei de la lumânarica mov dacă acestei persoane îi este greu fără timp. Persoana la care v-ați gândit. Hai să vedem. dacă nu este greu cu Și încă ce greu. La voi, clar, este o greutate mare, imensă. Nu știu exact despre ce a fost vorba în relația voastră. Dar clar că aici este o, este o greutate aparte și o să vă explic de ce. În primul rând, această persoană, în acest moment, încearcă să păstreze un echilibru. Încearcă să fie imparțial, încearcă să-și ducă viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În schimb, voi stați și așteptați și vă uitați în depărtare, poate, poate și chiar în anumite momente aveți anumite impulsuri de a căuta această persoană, de a contacta această persoană, doar că ce să vezi de fiecare dată, această persoană vă lasă confuză. În sensul că se poate întâmpla să spună că da, își dorește împăcare după aia că nu-și mai dorește. Poate într-o zi să vă răspundă la telefon, dar în următoarea să nu mai răspundă. Da, deci este o situație de asta care nici voi nu mai știți la ce să vă așteptați din partea acestei persoane. Dar, da, a acestei persoane îi este foarte, foarte greu din toate punctele de vedere, dar inclusiv și din punct de vedere sentimental, inclusiv și din punct de vedere al iubirii. De ce? Pentru că aici, în această situație, văd că voi i-ați oferit o iubire aparte, o iubire diferită acestei persoane, o iubire că, care nu știu dacă i-a mai fost oferită vreodată în viața. Sa. În trecut, într-adevăr, această persoană v-a dezamăgit foarte mult, a suferit uh, foarte mult din cauza acestei persoane. În prezent, văd că v-ați găsit puterea, puterea de a merge mai departe, puterea de a trece peste uh, tot ce a fost neplăcut. În viitor, uh, da, vă văd, uh, dar vă văd într-o altă relație și vă văd destul de bine. De ce? Pentru că, dacă mai rămâneți în această relație, în viitor va fi o situație de trio, care, bineînțeles, că nu, prea fi, nu va fi prea plăcută și prea drăguță uh, pentru voi. Și, cumva, în acel, uh, în acel moment, veți simți uh, totul ca pe o greșeală imensă pe care ați făcut-o dându-i șansă acestei persoane. Indiferent ce ați face voi în acest moment, se întâmplă o finalizare a acestei relații. Pentru că voi vă doriți să vă puteți îndeplini toate dorințele pe toate planurile pe care le aveți. Și veți Veți constata că, prin intermediul acestei persoane, nu veți putea ajunge să vă îndepliniți acele dorințe. Și atunci veți hotărâ să lăsați această persoană în urmă. Pentru că voi vă doriți siguranță, siguranță pe care această persoană nu știe să vă ofere. Vă doriți uh, stabilitate, vă doriți respect. Iar această persoană n-a știut să vă ofere aceste lucruri de care voi aveți atât de multă nevoie. Și bineînțeles că uh, veți uh, hotărâ să găsiți toate aceste lucruri în altă parte și nu în această relație, care uh, oricum nu vă duce nicăieri. Ceea ce este bine în acest caz este faptul că. Această persoană nouă pe care, care va intra în viața voastră și alături de care vă veți îndeplini toate dorințele, pentru o parte dintre voi deja această persoană o cunoașteți, deja, deja această persoană face parte din viața voastră, dar pentru o parte o veți cunoaște în perioada imediat următoare. N-ar fi nimic exclus ca să cunoașteți această persoană peste 9 zile, 9 săptămâni, ceva de acest gen, dar oricum este o, o situație destul de recentă. Nu este o situație care să mai dureze foarte mult timp. Pe lângă asta, văd că acea persoană este posibil să fie zodia scorpion, dar nu neapărat. Poate să fie și o altă zodie. Um, aici mai este o problemă: în momentul în care ați cunoscut această persoană sau o, urmează să o cunoașteți, uh, că sunteți puțin confuzi. Confuzi în sensul că vă veți gândi dacă să îi mai dați o șansă, o oportunitate acestei persoane din trecut sau nu. Bineînțeles că asta depinde doar de voi. Dar ideea este că cu această persoană din trecut la care v-ați gândit în momentul în care ați ales această variantă, nu veți ajunge nicăieri sau nu veți ajunge la nimic pozitiv. Dar, bineînțeles că dacă voi vreți să-i mai dați o șansă persoanei, nu vă poate opri nimeni. Eu cam atât am avut de spus uh, pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere! A, și ca și concluzie, dacă acestei uh, persoane îi este greu fără voi, dacă uh, suferă foarte mult uh, după voi, uh, nu, nu, uh, îi este greu, dar îi este greu din prisma a ceea ce îi puteți oferi voi. Nu că îi este greu din cauza sentimentelor, suferinței din inimă, din suflet și așa mai departe. Da? Deci, de asta, de asta zic, da, este, are sentimente pentru voi, nimic de spus, dar nu sunt acele sentimente care să îl facă să se schimbe. Nu sunt acele sentimente care să înțeleagă unde a greșit, cum a greșit, de ce a greșit și să facă lucrurile într-un mod diferit. Bun, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!